bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ensien. Astăzi va fi cu zâmbetul pe buze pentru toată lumea, pentru că vorbim despre fericire și o facem împreună cu psihoterapeutul Adelina Pop. Bine ai revenit la noi, Adelina! Bine v-am găsit! Putem să definim fericirea? Putem încerca să o definim și, practic, fericirea poate fi definită în mai multe moduri și, de fapt, există mai multe moduri de a fi fericit. Da? Fericirea, cea înțeleasă în sens larg, cea asociată cu experiențe pozitive, e doar o bucățică din fericire. Da? Și o asociem cu acele stări de bine pe care le trăim, nu știu, în anumite momente plăcute, când trăim ceva pozitiv, când ni se face o surpriză, când se întâmplă ceva foarte bun în viața noastră. Dar în același timp, fericirea e și la un alt nivel. E fericirea aceea asociată cu a face ceva în care suntem complet absorbiți, da? În care suntem complet prinși. Da? Momentul ăla în care ești atât de absorbit de ceea ce faci, încât nu mai există nimic în lumea asta. Sau la un alt nivel, fericirea aceea asociată cu sens, asociată cu a simți că prin ceea ce fac eu am un impact pozitiv asupra lumii sau asupra unei comunități mai largi decât mine. Da? Oamenii au ca țel în viață să fie fericiți, pentru că avem foarte multe exemple, filme dintre acestea vechi, romantice, în care personajul principal feminin spune cu lacrimi în ochi și tot ce-mi doresc este să fiu fericită. Da, în ultima perioadă, ăsta e țelul nostru. Da? În trecut, da, dacă ne uităm la istoria omenirii, nu ne permiteam prea mult să fim fericiți. Ne concentram mai degrabă pe a supraviețui și pe a avea cele necesare ca să supraviețuim și asta însemna pentru noi fericirea. Acum avem cam tot ce avem nevoie, da? Și totuși nu suntem neapărat fericiți sau foarte multă lume se plânge că nu se bucură de lucruri, da? Și ceea ce observ și ceea ce a observat și psihologii, cercetătorii, e faptul că, de fapt, noi nu prea știm ce ne face fericiți. Doar avem senzația că știm. Dacă luăm un copilaș de 4-5 ani de pe stradă și îl întrebăm ce l-ar face fericit, probabil ar răspunde că un joc sau o carte sau ceva dulce. Dar când iei un adult vârstă mijlocie și cu un job stabil și o situație financiară rezonabilă și îl întrebi ce te-ar face fericit, ți-ar putea da un răspuns? Probabil că da și probabil că mi-ar spune, nu știu, să obțin jobul ăla pe care mi-l doresc sau să fiu cu femeia visurilor mele sau să mă duc în vacanță în Maldive, da? Dar faptul că spune asta nu înseamnă că într-adevăr l-ar face mai fericit, pentru că noi avem tendința să vedem fericirea ca și pe ceva ce se întâmplă la un moment dat, ca și pe ceva exterior nouă. Dar fericirea e mai degrabă ceva ce construim, ceva ce construim zi de zi prin ceea ce facem. Nu se întâmplă ceva și dintr-o dată coboară asupra noastră o stare de fericire care rămâne acolo pentru totdeauna, ci mai degrabă e vorba de alegerea conștientă de a face lucruri care să mă facă fericit. Mai putem găsi fericirea în lucrurile mici, într-o înghețată bună, într-o plimbare romantică? Sigur că da, doar că trebuie să ne reamintim. Trebuie să ne reamintim să savurăm lucrul respectiv, să ne concentrăm simțurile pe experiența respectivă, trebuie să ne amintim să apreciem persoana cu care ieșim la plimbare și să vedem în persoana respectivă lucrurile pe care le iubim, pe care le apreciem, pe care ne-am dorit să le avem în continuare lângă noi, doar că foarte des noi suntem prinși în a ne dori ceva mai mult, da? Păi da, uite, mănânc înghețata asta, dar de fapt aș prefera să fim la o cină romantică undeva și nu m-a dus, da? În loc să văd că, de fapt, uite, experiența asta poate fi una foarte pozitivă dacă eu aleg să fiu prezentă. E un exercițiu pe care îl facem, e nevoie de maturitate pentru a ne bucura de lucrurile acestea mărunte care ar putea sau ar trebui să ne facă fericiți. Uneori e nevoie doar de a-ți aminti, doar de a-ți aminti că momentul ăsta pe care îl trăiești acum nu-l vei mai avea niciodată, da? Și atunci tu ai de ales, dacă lași să se piardă așa între planuri de viitor și în regrete față de trecut, sau încerci să-l savurezi, încerci să te bucuri de el, da? Încerci să storci din el ceea ce se poate pozitiv. Aș putea spune că există o tendință, în special a femeilor, de a urma cursuri de dezvoltare personală. Și unele
reușesc să se autodepășească, iar altele reușesc să-și rezolve frustrări. Dar ideea este că fiecare curs de acest gen este un plus. Dar ne poate autocunoașterea duce mai aproape de fericire? Sigur că da. Dacă folosim informațiile pe care le facem în acele cursuri și dacă stăm noi cu noi înșine și încercăm să integrăm și încercăm să folosim lucrurile respective, ne pot ajuta să reglăm anumite lucruri. Doar că uneori ceea ce observ la unele persoane e că fug din curs în curs și nu stau, nu se opresc și nu stau și reflectează la ei, da? Și nu încep să folosească lucrurile respective în viața lor de zi cu zi. Sunt mai ușor de mulțumit femeile sau bărbații? Care ajung mai ușor la fericire? Nu cred că neapărat e ceva specific genului, ci mai degrabă ține de disponibilitatea de a lucra la asta. Dacă ne gândim la faptul că, da, femeile sunt mult mai predispuse la a dezvolta probleme de tipul depresiei, anxietății, atunci, da, am putea să spunem că bărbaților le vine mai ușor, însă nu e neapărat așa, pentru că bărbații au alte lucruri care îi împiedică să fie fericiți. De asta nu e neapărat ceva ce ține de gen, ci mai degrabă ceva ce ține de autoconștientizare, de faptul că sunt atent la mine, de faptul că din când în când mă opresc și spun, stai un pic, lucrurile nu merg foarte bine, hai să văd cum pot să mă realiniez la viața mea, la ceea ce trăiesc, cum aș putea să privesc altfel experiența pe care o am acum. Fericirea se simte și chimic, hormonal, nu știu, putem să facem o analiză care să ne spună că suntem de fericiți? Bineînțeles că fiecare stare pe care noi o avem are și un are și o manifestare biologică, are și, dar nu neapărat cred că e nevoie să facem asta, da? Pentru că simțim lucrul ăsta, simțim în ce măsură suntem fericiți, suntem împliniți. O persoană care e fericită poate să transmită asta, da? Ne putem minți pe noi înșine că suntem fericiți și de fapt să nu fim? Sigur că da. Putem să ne amorțim foarte mult și să spunem că da, totul e în regulă, nu e nevoie să mă raportez la nimic ce mă stresează și foarte des spuneam de acea fericire din lucrurile mărunte. Avem tendința să alergăm așa după lucrurile astea. Uite, îmi place mult să mă uit la seriale și o să stau să mă uit zile întregi la seriale. Sau îmi place să beau un pahar de vin și beau în fiecare zi pentru că mă face să mă simt bine. Sau îmi place să consum din când în când marihuana și atunci fac asta și mă simt foarte bine și sunt fericit. Doar că ăsta e doar un strat al fericirii și în momentul în care te duci puțin mai jos și vezi că, de fapt, tu nu găsești sens în ceea ce faci, tu nu găsești, nu știu, lucruri puțin mai mari decât tine care să te facă împlinit, care să-ți dea acea, da, satisfacție față de viața ta, e nevoie să-ți pui niște întrebări. Avem piramida aceea a nevoilor. Putem atinge fericirea în fiecare dintre etape sau e nevoie să ajungem în vârf? Nu e nevoie neapărat să ajungem în vârf și dacă ne gândim, nu toată lumea ajunge în vârf, dar faptul că reușesc să mă bucur, reușesc să apreciez fiecare din acea bucățică din piramidă și reușesc să mă bucur de, nu știu, de faptul că mănânc ceva foarte bun și să savurez, de faptul că petrec timp cu familia mea și mă uit la ei cu drag și mă gândesc la ceea ce apreciez la ei, da? Și fiecare lucru pe rând, faptul că mă duc la un concert și stau și mă las pătruns de muzica respectivă. Fiecare din lucrurile astea pot să ne facă fericiți. Important e să ne uităm la ele și să nu fugim tot timpul după ceea ce nu avem. Adelina, îți mulțumim foarte mult pentru momentele de fericire pe care ni le-ai oferit răspunsându-ne la întrebări. Cu mare drag! Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși și fericiți!